Stimați telespectatori, bună seara! Multiplul campion al Europei și al lumii, Clubul de Dans Sportiv Codreanca, rotunjește 40 de ani de activitate. Prilej cu care, frumos prilej, cu care și-a invitat admiratorii și prietenii aici la Palatul Național la un spectacol omagial. Să știți că este un prilej deosebit și acest spectacol va fi transmis în direct la Moldova 1, un spectacol semnat de regizorul Lidia Panfil. Rămâneți cu Moldova 1 în continuare, spectacolul omagial consacrat celor 40 de ani de activitate ai Clubului Codreanca începe în câteva secunde. Un nume sonor, un nume emblematic, Clubul de Dans Sportiv Codreanca rotunjește 40 de ani de activitate. Codreanca, un nume rostit cu respect și mândrie. Codreanca, rezultatul unei munci nobile și talentate. Codreanca, etalon al dăruirii de sine și al esteticului. Codreanca, eleganță și finețe. Codreanca, efervescența trăirilor în zborul dansului. Codreanca, iureșul emoțiilor palpitante. Codreanca, o istorie a vieții mai multor generații. Codreanca, frumusețe și tinerețe continuă. Codreanca, 4 decenii de marș triumfal. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, grupa mare a Clubului de Dans Sportiv Codreanca, multiplu campion al Europei și al lumii. Ajunși la 40 aniversare, iată-i în întreaga componență acum, ieșind în tempou de marș la defilarea de inaugurare a festivității. Tradițional, aplaudați-i categoria tineret, antrenori Nicolae Oreșkin și Marina Gruzina. Felicitări și aplauzele noastre. Defilarea continuă cu categoria juniori. Antrenori, Elena Guzun și Andrei Gruzin. Felicitările noastre! Frumoși, veseli,
Categoria Juvenil 2, antrenor Xenia Petrova. Felicitări! În imediată vecinătate, categoriile juniori 1 și 2, antrenoare Snejana Șireaeva. Iată-i pășind cadențat, gata să evolueze astăzi categoriile juvenil 1 și 2, antrenori Carolina și Margareta Simion. Felicitările noastre, iată și pe cei mai mici, aplaudați-i, categoria juvenil 1, antrenori Angela Dolghi și Margareta Mântăluță. Aplauze pentru juvenil 1, antrenoare Angela Dolghi. Țin cadența ritmului de marș și următorii prezenți la apel, categoriile juvenil 1 și 2, antrenori Olga Ivanova și Marina Pânzaru. Și încheie defileul de intrare al festivității de astăzi, categoria juvenil, antrenoare Svetlana Filip. Modulată asistență, aplauzele noastre clubului Codrean, care a ajuns la a 40-a primăvară, alături de ei, mereu, neobosiții, extraordinarii, părinții și însuflețitorii, conducătorii artistici ai clubului de dans sportiv Codreanca, artiștii poporului, Svetlana și Petru Guzun. Svetlana și Petru Guzun, autorii ideii, cei care au clădit pas cu pas imaginea unui colectiv muncitor și talentat. Svetlana și Petru Guzun, cei care au reușit să facă din Codreanca un brand cu renume mondial. Florile recunoștinței și admirației vin de la viitorul clubului Codreanca, de la speranța de mâine a dansului sportiv din Moldova. Mulți ani trăiască pentru Codreanca! Mulți ani trăiască pentru antrenorii clubului de dans sportiv Codreanca! Mulți ani trăiască! Cântăm împreună toți prietenii clubului Codreanca! Mulți ani trăiască dansatorilor, mulți ani trăiască inimii și creierului acestei frumoase mari familii Codreanca, lui Petru și Svetlanei Guzun. Stimată familie Guzun, Svetlana, Petru, felicitări cu ocazia acestei frumoase aniversări. Primiți-le de la mine în numele tuturor prietenilor și admiratorilor dumneavoastră care sunt prezenți aici în sala Palatului Național și celor care ne vizionează la micile ecrane în direct la Moldova 1. Felicitări! Felicitări, Codreanca! Și vă mulțumim din suflet că de 40 de ani dăruiți tuturor o poveste, o poveste frumoasă a zborului și a vorbirii în pași de dans. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, stimați spectatori și telespectatori, ne bucurăm și salutăm cu mult drag prezența la această festivitate a reprezentanților elitei politice din Republica Moldova, cu aplauzele noastre.
Salutăm de asemenea reprezentanții corpurilor diplomatice acreditate în Republica Moldova. Salutăm prezența în sală a reprezentanților sferei de afaceri. Salutăm sportivii prezenți în sală, părinții, bunei. Salutăm toți prietenii și admiratorii clubului Codreanca. Salutăm în special prezența în sală a celui de-al doilea și celui de-al treilea președinte din istoria Republicii Moldova, domnul Petru Lucinski și domnul Vladimir Voronin. Cu un mesaj special dați-mi voie să-l invităm în scenă pe domnul Leonid Bujor, consilierul primului ministru desemnat al Republicii Moldova. Bujor și dumneavoastră felicitări, sunteți unul din prietenii clubului Codreanca. Mulți stimați fondatori ai clubului de dans Codreanca, stimați prieteni ai dansului sportiv din Republica Moldova, cu prilejul aniversării a 40-a de la constituirea clubului de dans sportiv Codreanca, transmit salutul cordial și cele mai sincere felicitări fondatorilor acestui club, domnului Petru Guzun și doamna Svetlana Guzun, tuturor celor care formează marea și frumoasa echipă, formația de dans sportiv din Republica Moldova, Codreanca. Pe parcursul celor 4 decenii ați crescut, v-ați maturizat, ați promovat cu multă dragoste și demnitate imaginea țării noastre la cele mai prestigioase competiții europene și mondiale. Ați devenit multipli campioni europeni și mondiali, lucru pentru care vă felicităm, vă mulțumim și vă declarăm toată dragostea, respectul și să știți că vă dorim cât mai multe succese pe plan mondial și în anii viitori. Suntem convinși că formația, clubul sportiv de dans Codreanca ne va reprezenta cu mult succes țara noastră și la prima olimpiadă europeană de dans sportiv, care se va desfășura în anul 2015. Avem premize pentru aceasta. Dragi spectatori, telespectatori, în Republica Moldova avem foarte multe familii frumoase, cu tradiții, cu care se mândrește întreaga Moldova. Și în domeniul științei, și în domeniul culturii, artelor, în domeniul sportului, inclusiv și în domeniul dansului sportiv. Domnul Petru și Svetlana Guzun, care sunt fondatorii și sufletul formației Codreanca, campioni, liderii Federației Naționale, liderii clubului Codreanca, au fost urmați de fiica dumnealor Elena Guzun, multiplă campioană europeană și mondială. Și cei trei feciori și nepoții a doamnei Svetlana și a domnului Petru Guzun le-au urmat calea, sunt membri a clubului de dans sportiv. Alături de acești copii de vârsta lor, ei semnifică un lucru foarte important pentru noi. Dansul sportiv în Republica Moldova are un viitor frumos. La mulți ani, Codreanca, mulțumim din suflet tuturor antrenorilor, tuturor generațiilor de sportivi care parcursul acestor ani au contribuit la formarea acestor tineri frumoși care se poate mândri întreaga țară. Noi vă declarăm că sunteți mândria țării, mândria Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Bujor, onorată asistență, pentru măestrie profesională, artă interpretativă deosebită și succese remarcabile în promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional, precum și cu prilejul aniversării a 40 de la fondarea Clubului de Dans Sportiv Codreanca, Guvernul Republicii Moldova a hotărât să decoreze cu diplome de gradul 1, 2 și 3 o serie de membri ai Clubului de Dans Sportiv Codreanca și ai Federației Moldovenești de Dans Sportiv. Diploma de gradul 1 este înmânată domnișoarei
Ana Matus, sportivă, multiplă medaliată la campionatele europene și mondiale de dans sportiv. Diplomă de gradul 1, domnului Alexandru Bârcă, sportiv, campion mondial la dans sportiv, tineret. Domnișoarei Natalia Luchiv, sportivă, campioană mondială la dans sportiv, tineret. Domnului Nicolae Oreșkin, antrenor la Clubul Sportiv de Dans Codreanca, pentru maestrie profesională și merite deosebite de educația tinerii generații. Doamnei Elena Guzun, antrenor la Clubul Sportiv Codreanca. Domnului Andrei Gruzin, antrenor la Clubul Codreanca. Diplomă a Guvernului de gradul 2. Domnului Dan Pșeneac, sportiv, medaliat la campionatele europene și mondiale. Diplomă de gradul 2. Domnișoarei Alexandrina Bâcov, sportivă, medaliată la campionatele europene și mondiale. Doamnei Natalia Timanovskaya, pentru muncă rodnică și nivel înalt de calificare. Merite deosebite în promovarea sportului de performanță. Cu o diplomă a Guvernului de gradul 3. Este decorată astăzi doamna Olga Ciubar, antrenor la Clubul Sportiv Codreanca, filiala din Râbnița. Aplauze pentru acei nominalizați, pentru acei care s-au învrednicit de distinții. Domnule Bujor, vă mulțumim foarte mult! Mulțumim frumos pentru aceste distincții, mulțumim Guvernului. Oricine cunoaște acest nume ar putea spune foarte lejer, foarte ușor, Codreanca. Puteți considera pe bune norocoși, pentru că astăzi pentru dumneavoastră toate categoriile de vârstă de la Codreanca au pregătit cele mai frumoase dansuri, cele mai spectaculoase surprize. Să știți că dansuri care le-au purtat noroc de-a lungul anilor. Avem și invitați speciali și aceasta este o surpriză a serii, dar toate la vremea lor. Deocamdată o să vă surprindă cea care știe nu doar să danseze frumos, să învețe să danseze frumos la Codreanca, ci cântă cu multă plăcere și foarte mult talent. Întâmpinați-o! Cristina Ghirișan! Cel vioi.
Cristina Ghirișan și Codreanca. Am salutat-o pe Olga Ciubăr, care a venit de la Râmnița aici. O să vorbim despre aceștia mai târziu. Stimați spectatori, stimați telespectatori, vreau să vă spun că ați observat și astăzi ce zi frumoasă e afară, da? Eu, trecând pe bulevardul Ștefan cel Mare, am văzut niște caiși în floare. Exact în câteva, într-o zi, două, sau ce au desfăcut florile. Toate florile care au florit astăzi sunt pentru Codreanca. Pentru cei care au făcut istoria acestei formații, acestui club de dans, în mod special, flori vin acum în scenă de la prietenii și admiratorii clubului Codreanca. Avem un buchet de flori de la domnul președinte Vladimir Voronin. Să intre florile și să-i mulțumim frumos pentru apreciere. Acest coș este de la familia Voronin, mulțumim. Să știți că clubul de dans sportiv Codreanca astăzi nu este doar un brand, precum spuneam la începutul acestui spectacol, este o concepție, este o afacere foarte complexă, foarte dificilă. Este o afacere, dar care, gândul căreia rezidă la unul principal. Muncă, muncă și iar muncă. Munca trebuie să fie apreciată. Iată aceste jerbe de flori. Vin pentru Codreanca, din partea omului de afaceri Vladimir Colesticenco.